Astăzi, pe data de 6 aprilie, a început să plouă, să picure. Bine, nu este ceva grav, fiindcă nu am mare lucru de făcut, dar trebuie să vă prezint. Din perspectiva mea, este important acum, din practicarea la mai mulți apicultori, probabil nu va fi așa important. Este vorba de acidul formic și aplicarea acestuia și strategia de a folosi acidul formic la o colonie. În primul rând, trebuie să știm aproximativ ce tratamente am făcut și dacă ne vor ajuta acidul formic și pentru ce vrem să-l dăm. În acest caz, fiindcă tot l-am deschis, văd că a construit aici punțile respective, care ne dă semn că albina mai vrea o ramă și o să mă conformez acum, dacă tot l-am deschis, tratamentul din trecut îl îndepărtez. Ia să văd de ce mai vrea albina asta încă o ramă. Aici am o ramă goală, frumoasă. Așa, și să vorbim un pic despre acidul formic. Sunt aceste vaporizatoare uluce care, să spunem că aveți o colonie pe, nu știu, pe câteva rame acolo. Să luăm în calcul 5, că atâtea avem. Am 5 rame. Și pe fiecare ramă se calculează 2 ml de acid, da? Pentru o evaporare pe câteva zile. Aici s-a umplut cu larve. Da, mă uit un pic. Sunt și trântori. Să adaug un pic de... să mai adaug rama. Asta vroiam să fac. Iau punțile astea. Și le pun aici, în partea asta, în altă. O să-și împrumute ea ceara dacă are nevoie. Nu-i scot afară din stup. Eu mut acolo. Și albina o să știe să-și ia frumos de acolo ceara, dacă o are nevoie de această ceară. Bun, îi punem această ramă care are un pic de miere, dar nu foarte multă. Așa. Iată că ne-am dus în 6 rame. Și acum calculăm 2 ml, deci ne-ar trebui 12 ml. Dar, cum se știe, formicul omoară reginele, așa se spune, dar nu le omoară. De fapt, întrerupe comunicarea între albinele doici și regină, adică perturbă comunicarea din colonie. Are această capacitate de a întrerupe comunicarea dintre regine și doici. Și atunci ce am gândit eu așa? Pentru a face și un tratament și a nu scăpa de regine, fiindcă sunt importante, atunci am gândit așa, în felul următor. Am 6 rame, 12 rame, o să-i pun doar 4 ml de formic de 60 de grade, care se evaporă în 2 zile. Da? O să verific în 2 zile cât se evaporă. O să-i pun aici 4 ml, nu mai mult. Odată cu acești 4 ml, în mod normal, în 2 zile ar trebui să fie evaporat și în astea 2 zile să facă un tratament.
Dacă vrem să lungim, să zicem, formicul, am putea pune 6 ori 12, împărțim la 2, să punem 6 ml de formic. Și așa se poate. Acum mă gândesc care variantă să o folosesc. Cea cu 6 ml împărțit în două compartimente, fiindcă aceste uluce sunt compartimentate și încape 4 ml. Dacă pun câte un pic în ambele, probabil în 3 zile se va evapora. În aceste 3 zile, comunicarea între Regine și Albina Doică se va subția, să-i zic așa, va fi mai mic. Și riscăm ca Reginele să moară de foame, mai ales dacă Regina e mai bătrână și ai utilizat formic. Feromonii acelei regine nu au destulă putere de a ține colonia. În unele cazuri se întâmplă să se declanșeze chiar și schimbul liniștit. Așa că aici am o regină de 2 ani și m-aș duce pe 6 ml de formic, care teoretic ar trebui să se evapore în 2-3 zile. Bun, deci asta voi face. Acum aceste colonii o să îi aduc niște miere prima dată, niște rame cu miere. Am adus două rame cu miere. Fiindcă are nevoie de miere. Albinele sunt și sănătoase, totul decurge normal când vii cu hrană destulă la el. Bun, acum întreb, da, și da, când mai mâncăm și noi miere? Păi mâncăm. Mâncăm, fiindcă dacă îi aduce o miere acum, colonia se dezvoltă, populația crește și poți și extrage miere dacă nu vii cu siropul. Aceasta este, aceste rame sunt rame cu miere de floarea soarelui și cu poliflora, puse deoparte din toamnă. Și înainte de a adăuga tratamentul cu formic, o să-i dau o astfel de ramă. Trebuie să-mi aduc rola, am lăsat-o eu pe aici. Descăpăcirea, când e rama mai închegată, e mai grea. Acum îi dau așa ramele astea cu miere, le dau la dispoziție. Dau și de lucru. Totuși, regina să fie în nivelul ei maxim. Să fie în nivelul ei maxim de dezvoltare. E aici un cocoș ambițios. Așa. Acea ramă e descăpăcită. Du-te, mă, cocoșule, de aici, că chiar acum îți găsești și tu să cânti, hai! Am îndepărtat un pic cocoșul mai departe, că e cocoș. Bun. Și acum să-i pun eu cei 6 ml de formic. O să încerc să pun 2-2 ml. Asta înseamnă că acel compartiment să-l împart în 3. Așa. Așa. Și acum este 6 ml de formic.
acoperi și dimineață voi verifica situația varouă, da? Cu toate că a mai fost tratat cu alte substanțe, da? Formicul consider că este o anumită bază de tratament. Totodată voi urmări și evaporarea și în funcție de câți varoa vor cădea, o să tratez și restul stupinei. Bun. Cam asta este despre formic. El tratează foarte bine și încă un aspect la acidul formic este că combate puietul varos. Aici trebuie menționat că acidul formic combate puietul varos, iar acidul oxalic îl produce. Adică asta este diferența între cei doi acizi. Și asta nu e de la mine, este studiat în universitățile din Statele Unite. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!